când poporul Israel se îndrepta din Egipt spre Canaan, Dumnezeu le-a dat porunci și le-a spus: când veți intra acolo, în țara aceea Canaan, care este plină de idoli, să nimiciți idolii de acolo, din țara aceea, și a spus să dărâmați capeștele. Capeștele erau templele acestei idolești, ele se numesc capește. Și a zis să dărâmați capeștele acelea, pentru ca să nu devină o cursă pentru voi, să nu devină o cursă pentru copiii voștri, să-L părăsiți pe Dumnezeu și să vă luați după Dumnezei străini. Acum se întâmplă ceva interesant în Estonia. Am citit la știri că în Estonia s-a luat o hotărâre, guvernul, parlamentul din Estonia a luat o hotărâre să scoată, să demonteze toate monumentele din perioada sovietică. Și ele sunt cam în jur de vreo 200 până la 400. Când au venit într-o localitate să demonteze un tank, ca cel care este la Leușeni aici, în Republica Moldova, și sunt în diferite, mai este unde este, la Cinișăuți este un tank. În diferite localități avem tankuri rămase din perioada aceea sovietică, dar apoi în fiecare sat din Republica Moldova este câte un monument de acesta din perioada sovietică. Deci iată, când au venit să demonteze așa un tank într-o localitate unde 90% din locuitori sunt ruși, ei toți au ieșit să protesteze, să oprească ca să nu fie demontat tankul acesta. Totuși, autoritățile de acolo, de la Tallinn, insistă să fie scoase toate aceste monumente. Sunt curios, ce credeți voi? Ar prezenta aceste monumente un pericol, mai ales că noi le avem mult în Moldova, ba chiar îmi pare că și aici la Orhei, nu știu bine, ori la Orhei, ori unde, la Copcini, sau unde stă monumentul lui Lenin până în ziua de azi. Dar, de fapt, aici, în Republica Moldova, avem multe localități unde monumentul lui Lenin stă până în ziua de azi acolo. Cum credeți că ar trebui să se procedeze aici? Cum comentați fapta celor din Estonia și cum credeți că ar trebui să procedeze cei care, noi, cei din Republica Moldova și din celelalte țări ex-sovietice, cu privire la toate, să-i zicem așa, moștenirea aceasta comunistă care a fost lăsată, cu privire la toate monumentele acestea sovietice?